A trecut mai bine de un an de când ne-am cumpărat noi primul pui de bivoliță. Avea doar 4 luni și ne-am îndrăgostit din prima zi de Măriuca. A fost un an extrem de interesant, un an în care am învățat alături de bivolița noastră, ne-am antrenat și am muncit împreună cu ea, am dus-o la montă, pe jos, i-am dat de mâncare și am îngrijit-o cu mult, mult drag. Cam tot de un an de zile comunic telefonic cu Darius, care la 26 de ani crește cu drag bivoli și alte animale. Îmi doream de mult timp să-i fac o vizită și să-i văd frumoasa gospodărie. Vă doresc vizionare plăcută! Mă, frumosule! Vai, da, faine ești! Ia uite ce are Darius. Ce vă frumosule? Ce faci frumoasă? Vai, ce puiuț frumos de bivoliță. Vai, cât poți să fii de drăguț. De drăguță că ești fetiță. Te fac, mă, cu fofule. Mă, frumosule, mă. Hai, da, mă. Ce faci, mă, frumosule? Hai, goce, uită-te ce-s aici. Ăștia-s periculos. Cred că vrei să mă... Încă unul. Bă, dar cât sunteți, mă? Bă, dar cât sunteți, mă? Mă, frumosule. Mă, iubitule, ce frumos ești. Ce sunteți frumoși. Ăștia nu tare-mi plac, dar îi plac la Andreea. De domnul, ferite, că când o să-i vadă Andreea, o să zică, n-ai putut lua unul așa fraudulos, să-l duci acasă. Dar nu ne ocupăm noi cu de-astea. Așa-i? Așa-i, mă? Mă, frumosule. Foarte frumos. Drăguț. Salutare, prieteni! Astăzi sunt în județul Sălaj să-l vizitez pe Darius, un urmăritor de-al meu de pe YouTube cu care am început să comunic și cred că am devenit și un pic de prieteni. Să-l las pe Darius să ne spună un pic de dibolii lui, că văd că ai câțiva diboli, aceia ai destul de mulți. Câți ai? Hei, total 6 la număr. 2, 4, 6. Tu ai 7 de fapt, dar numai 6 să ții. Da. Cu care e treaba cu dibolii? Cum e mai ții cu diboli? Că-s puțin diboli în vremea asta. În vremea asta sigur că sunt puțin, mai puțin. Fiindcă, și tot mai puțin, fiindcă omul să și sunt oameni care se tem de ei, dar fiind aici în sau la noi a fost foarte mult. Până când? Când a început să scadă? Încă când erau bunicii mei în viață, mai erau care mai țineau, dar după ce au trecut dincolo, nu prea au mai ținut. Am înțeles. Deci acum câți ani au murit bunicii tăi? Acum vreo 10 ani. Cum să spun, microbul a intrat odată în sânge, e cam greu de spus. Te-o prins. Dar care e microbul? Gustul laptelui? Gustul cărnii, iubirea de animale în sine? Prima dată a fost iubirea de animale și apoi laptele, că la noi carnea nu prea se consumă așa, în general, da? Laptele, pe primul loc, și un ca nu-i voie. E drept că sunt animale mai... care dată ce te-o... Să știu așa lipide tine, văd că și apoi, și pe da, văd că e foarte... Hai, luăm baița. Nu că îmi punge, dar mai aspru un pic sus de pe lui. Cu Darius vorbeam eu de cât timp vorbim noi, că am zis că te viu să-ți filmez un pic bivolii și de data asta, da. Nu putem sta mult la povești, dar un pic am filmat bivolii, eventual, ce să zic,
Cu ce ai poți tu încuraja pe oamenii, că știi ce? Pun o treabă. Ne mai scrie pe Facebook câte unul, ne mai scrie pe YouTube câte unul și aflăm că oamenii se iau după noi, mă. Când ne-am luat noi capre, au început vreo 5-6, bă, și eu mi-am luat capre. Când ne-am luat diboliță, să știi că mi-a scris unul și eu mi-am luat diboliță. Păi, omule, zic, treaba ta, fiecare cu ale lui. Dar cred că suntem tineri amândoi și poate avem ceva cuvânt de încurajare pentru unii care ar vrea și ei să crească bizul. Ce le pot spune? Primul lucru e să aibă această dragoste de animal. Dacă nu ți-o drag, deja balii, că nu... La ea dimineața trebuie să te duci, seara trebuie să te duci, cât stă timpul verii trebuie să o scoți la iarbă. E... No, un pic am depins de ele. Și programul e depins de ele. De multe ori ai vrea să mergi într-o parte în alta și de rămas n-ai cum să rămâi, că ea te așteaptă. Seara ea nu știe că vrei să-ți iei o vacanță. Ea nu înțelege. E seara, mă așteaptă, uite, și aici, seara, când vin, acum după masă, cum îi, se lasă un pic întuneric, cu ele deja să strâng, să le duc acasă. Am văzut că te cunosc și li-s drag lor, li drag de tine și ție de ele. De multe ori văd că alții stătă, duc după ele, stau aici încă din drum, când le-a fluierat și-am strigat la ele, odată s-adună pe. Ele știu, când aud glasul, cum? Cunosc glasul stăpânului, așa-i? E și în Biblie, zice, că și boul cunoaște azlea stăpânului. Și știu unde să se ducă. E, dacă e stăpân bun și le dai și de mâncare. Bă, dar vă, că ce e aici? Un străin, un imigrant, ce e asta? Că asta nu e pe zona Sălaj. Ei, nu, asta e o brună de Maramureș. Auzi, mă, no? Și de asta trebuie să ne luăm amul, sau ce ne facem? Și nouă ne place cum arată bruna, dar cred că merem un pic până ne facem și noi vreo 6 dibolițe ca tine și apoi ne-am gândit la altceva. Da. Foarte fain. Oricum, să faci dintr-un loc de o diboliță, două, să ajungi la mai mult, e foarte mult de muncă și trebuie timp. Durează, așa-i? Trebuie timp. Și răbdare până ai lapte, că ia, minte n-aș de un an și... Păi cam cu o diboliță ajungi undeva de la 2, dacă ești la 2 ani jumate, fericit că ar făta, e foarte... E foarte bine dacă fac o diboliță la 2 ani jumate. De exemplu, asta am montat-o cu măiaia aia de acolo mai mică, acum. Muruca. Cu măiaia mică are un an și ceva, nu știu exact cât are, dar știu că e la 2 ani de zile a fost cu vițelul lângă ea. Foarte fain. Înseamnă că ai avut producție rapidă. Și bună de lapte. Ce înseamnă o bivoliță bună de lapte pentru tine ca și crescător la momentul ăsta? Păi dacă la prima fătare a ajuns să dea o junică undeva la 7-8 litri la zi, eu zic că e foarte bine. Da. Așa o dat și Mișuca, și ai tu. Sau păi când o fătat a doua oară, ne-o dat 10 litri, acum trebuie să fac de-a treia oară. Vom vedea cât lapte avea. Na. Doamne ajută să ai o producție cât e bună, rezultate cât e bune și voință în continuare. Mulțumim. Și putere de muncă, că ești tânăr. Câți ani ai, Darius? 26. Oi. La 26 de ani. Nici nu gândeam că o avea ghibul și uite că tu cozi de-o turmă, mincenaș. Asta ar fi, câți ghibule ai tu aici, ar fi la noi cam pe două comune. Da. Cam așa, mă, că vă la noi în sat, în comună, zicea că are cineva ghibul. M-am dus să-l caut primăvara asta, că am zis că toamna asta, am zis că poate mi s-a montat ghibulița. Nu mai erau nici ăia, mă. No. Și lumea să descață de ei. Nu mai, ține lumea că e mult de muncă.
E mult de muncă, nu că ar fi foarte pretențios la mâncare, dar cel mai important e când cumperi o bivoliță, e soiul de unde cumperi și de la cine cumperi. Și omul, dacă e deschis, să spună ce animal e, fiindcă mulți vând și au bivoliță și vând, dar problema e pe când ajungi cu ea acasă. Și pe când începe să se monteze, când ajungi să cu ea acasă și te-ai ocupat un pic de ea, apoi dai seama ce, cum e vorba aia, ce hran poartă. Apoi te pui să o mulci și dă din picioare și nu-ți dă laptele, nu vrea să-l slobodă și apoi... Tu le mulci la mulgătoare, am înțeles. Da, cu aparatul. Tot e așa? A noastră numai cu aparatul. Sau și la mână, dacă cine se întâmplă, cine știe că nu... De exemplu, să iei curentul și nu le mai poți mulge cu aparatul, dar sau la aparat. E greu să înveți o bivoliță la aparat? Dacă e crescută de... Cine? De mine, nu. Da. Dar dacă e crescută de altcineva și nu auză niciodată aparatul... Cum v-am zis, e... depinde de felul lor, de comportament, de temperamentul animalului, asta e cel mai... Dacă are un temperament bun, de exemplu, aia de acolo, cei mai lombe. Hai de aici. Asta mare, de aceea treia? Asta cu clopotul mare, hai de aici, hai. Tot așa am luat-o de la cineva, omul nici el nu mulți, că au fost... Numai ea și mama ei au fost o leovul. Și nici omul nu mulți cu aparatul niciodată, dar fiindcă are un temperament bun, foarte de... E foarte bună și e foarte blândă și e foarte iubitoare de copii. Ia. Înțeles. Fiindcă au crescut în preajma unor fetiță de când au fost mică. Îmi doresc să-ți dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă și continuitate în treaba asta, pe care eu o admir foarte mult. Mă bucur că am reușit să ajung în gospodăria voastră. Și te felicit pentru niște animale frumoase, blânde și îngrijite bine. Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Și eventual, dacă vei avea pe viitor, eu știu, purcei de vânzare sau viței de bivoliță sau alte, să vedem cum o să colaborăm. Te mai uiți tu la acest video și comentarii. Poate ce întreabă lumea și le mai lași detalii, un număr de telefon sau mai știu eu ce. Acum, eventual, da, surplusul. Că vei avea, probabil, întrebări de la alții și... Na. Îți dorim succes! Mulțumim, la fel, sănătate! Foarte frumos!